Salutare tuturor, să locați, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Gladiatorii Boxing for Life. Astăzi l-am invitat pe Alex Justițiarul de Berceni. Yo! Salut, Alex. Ce faci, fratele meu? Bine. Azi vă fac un antrenament de box. Vom includ de azi saci, mănuși, palmare și ce mai vrei tu să mă vezi ce fac. Perfect, abia aștept. Abia aștept să văd ce faci și cât de bun ești. Deci am văzut cât de bun ești. Acum vreau să văd și live. Hai să dăm drumul la antrenament. Am uitat să-l chemăm și pe Tata. Hai, Fred! Oooo! Ce faci, Adulena? Respect! Felicitări în primul pentru tot ceea ce faci pentru întreaga Românie. Să știi că sunt mândru că ai călcat pragul sălii și ești, faci parte din familia noastră. Te rog din suflet să-i spui și lui Lucas despre ceea ce faci tu și despre ce, cu ce te ocupi. Puțin mai amănunțit, pentru că te urmărește foarte de aproape Lucas pe site-uri. Suntem bucuroși și mândri că sunt oameni ca tine. Suntem lângă tine și te susținem. Orice faci, suntem lângă tine și te susținem. Hai România! Hai România! Hai să te vedem așa cu Alex, te rog. Da? Și vreau să muncești puțin, să vadă despre ce este vorba la noi în sală, da? Doamne ajută! Hai că am vizit, am vizit puțin antrenament. Am nu-i problemă că vă scuzați, nu știți din ei. Cum ești aici? Ești bine, nu? Foarte bine. Am bun. Abia aștept, sunt așa hype. Ai făcut și puțin sport, după câte știu eu. Kickbox și Muay Thai, box niciodată. Nu vezi, te îndrăgostești așa sport. Așa. Lucas face box de performantă, merge și la mici competiții de șac, nu știu dacă ți-a spus, ai spus? Îți place șacul? Da? Foarte tare. Nu ți-a spus? Nu mi-a spus. Pe profesorul de la, domnul profesor de la școală de la el de sport, este profesor de șac. A fost la competiție când? Nu mai ascunde chestiile astea, că sunt foarte tare. Unde a fost la ce competiție a fost noi la Palatul Copilor aici? Ba, sportul creierului. Da. Ia-o! Am văzut și mănuși, ne apucăm de treabă, da? Bun. Nu uitați acolo de tură. Apresa din stata între trei și apresa. Nu-l pot văzut de aici, niciodată. Da? Apresa din stata, pentru că trebuie cu sac. Pa. Alex, am pus bandajele, am pus mănușile. Acum se va ocupa locul de trei, veți face cu sac liber. Vă jucați puțin la sac, da? Vă distrați. După care urmează pe, ok? Hai! Hai, relaxat! Bun! Te trebuie și noi! Bun! Ai lucrat! Din amicul nostru ăsta! Rupe distanța! Bun! Bine, Alex! Bravo! Stop! Scutură și respiră! Am simțit, ați văzut, da? Scutură și respiră! Bun! Sacul numărul 2, tati, vreau să-ți alegi tu o serie, să-l provoci pe Alex, pe fratele nostru, la o serie de 3 lovituri. Ce zici? Hai să te vedem. Am venit să vă chem altceva decât să respirăm, să ne hidratăm. Are vreo una vă? Te rog frumos, da. De cât timp te antrenezi? De mic. De mic? Da. De câte ori faci pe zi? De tine de zi, dacă să vă pregătire doar într-o moment, așa, cum? Super tare. Iubesc sportul ăsta, mă gândesc. Da, normal. Bravo, frate. Deci te văd campion mondial curând, te văd? Da, da, da.
Doamne ajută! Deci vreau să participăm la Olimpiada și să luăm locul 1. Tati, vreau să te legi o serie unde Alex să te copieze în executa lovitorii, da? Da. Ce zici? Poți? Mere. Haide, arată-i seria prima oară. Haide. 4? Da, sunt 4. Bine! Haide, zbută mai mult! Da. Dezvoltă-l, dezvoltă-l! Dă-și tu! Dau și eu una? Ce vreau eu, da? Da, ok. Bun! 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 Care? 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 Alex! Ești primul invitat cu care voi face forcing-urile. Ce sunt alea? Forcing-uri, este 10 cu 20 la tine. Dar vom face, prima oară va face Lucas, ca să vezi cum este. Ok. Da? De exemplu, facem 3 reprize, da? Una este directă, una este croșie, cealaltă este uppercut-uri. Dar tu treci prin toate. Lucas, tati, vreau să vezi așa, 10 cu 20. 10 secunde directe, 10 secunde croșe, 10 secunde uppercuturi și 10 secunde combinat. Da? Când spun schimbă, Luca se afară și intri tu. Okay. Da? Tu faci doar liber. Alex, trebuie spatele lui Lucas. Când spun schimbă, ai schimbat, ai ieșit și ai executat ce ai venit din 10 secunde până când spune schimbă, da? Ok. Lucas, prima oară ce vrem cu directe. Oh. Haide. O să am și la fel. Da! Tine! Schimbă! Bravo, că mi-ai lansat! Bine, Alex! Mai sus! Bun! Schimbă! Bine, mă, tati! Bravo! Super! Tine! Schimbă! Hai, Alex, croșe! Leagă! Hai, exact! Schimbă! Ia-l în burtă! Leg! Ba! Lar! Hai, super! Schimbă! Hai, Alex, le văd în burtă! Mai larg! Leagă! Stop! Bravo! Bravo, tati! Bravo, Alex! Super! După cum vedeți, Alex este un băiat foarte, foarte muncitor. Îmi place excepțional de mult pentru că muncește în sală. Bravo! Mulțumesc mult! Ca răsplată, vor avea o repriză ușoară de box cu umbra, cu deplasare. Greu să fii campion. Vreau să faci o serie de directe, ieși lateral dreapta,
Proșeu, revin apoi, deja trebuie la stânga, Proșeu. Ce zici? Merge? Da. Bravo! Alex, dacă faci seria asta, uite, eu fac 20 de trei într-o mână. Dacă faci seria asta care face Lucas. Okay. Dacă nu o faci, faci tu 20 de trei în ambele, în ambele mâini? Da. Bine! Alex! Hai, Alex! O să fac încercat să prins. Da, mă rămân. 1, 2, 3, mă întorc. 1, 2, 3, 4. Asta, da? Nu. Bine, ce bine că am scăpat de flotări! Este! Ai sărit în coserie. Mai avea un final de stângă, dreaptă, dreaptă, stângă. Așa vă arată un joc proșeu. Oh, este! Wow! Hai să fac măcar. Bine, bine! Alex! Ia-o. Nu, stânga, stânga, stânga. Hai, da. Am luat aici bine, te-s aici. Da? Păi, pe lucru, te-am dat mai aici. Hop! Una, două, da? Deci de aici. Hop, hop, da? Da? Ba! Că nu mă zic, dacă tu ai zis, ai stânga, dreapta și vine aici. Da, da? Bine. Stânga, dreapta. Ieși, atras dreapta. Stânga, dreapta. Ieși, atras dreapta, sau? Nu? Uite aici. De aici. Pune, 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 acolo. Una, două. E mai bine? Pune piciorul cu tragi, pune tragi, brațul, pune piciorul aici, piciorul. Mai mult, mai mult, mai mult. Și acum sar. Păi nu, 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 păi vorbim de, pe porcii, așa cum să faci. Hai, pe porcii, deci. Una, un, doi, ieși. Hop, revin apoi, acolo. Stângă, dreaptă, stângă. Bă, ești, știu dacă merge. Să-ți dai brațul, Alex, să-ți dai brațul. De aici. Să-ți dai brațul. Da. Da? Oh, 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 ba. Ok. Ia să vedem. Am auzit? Bine, Alex. Bine, Alex. Hai, Alex. Deci. Dacă ai observat, sunt două croșete, dar este unul cârlig, unul ciocat. Primul este cârlig, dar doilea este ciocat. Una, două. Nu, te, nu mai te împinge, uite picioarele tale. Este foarte bună poza, uite picioarele. Te împinge, Alex, te împinge. Aruncă brațul, aruncă brațul. Picioarele, 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 picioarele. Aici, pe lățimea spatelui tău. Atât, nici mai mare, nici mai mică. Haide, două. Așa brațul aici. Două, două, e mai bine? Ok. Merge! Oh, oh. Urmează să lucrăm la palmare, la bețe și șpare în final. Ce zici? Perfect! Faceți o luptă amândoi curată? Da, da, da. Facem. Da? Facem! Hai să vedem, hai Lucas, să vin. Trebuie să plec bătut de aici. Alex, iată la seria asta. Este o serie care Lucas se place foarte, foarte mult. Hai să vedem dacă nu mai ține minte. Merge. Hop! 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 Hata! Hop! Doi, gata! Ce ce ai? Ce? 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 Ce ce? La două! Hop! 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 Ia! Hop! 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 Una! Hop! Hop! Ce ce ai? Îmi place? E prea minunat să descumpă pe asta. Una! Hop! Te-ai gândit care oare și îi place. Filmează antrenament. Seria. Dai, dai, dai! Rupe! Rupe! Rupe!
Așa, bravo, bravo. N-are nicio șansă, dă-i! Bravo, bravo. Îi rupe, îi rupe băiatul. Bravo, Lucas, bravo. Bravo, bravo. Băieți, nu avem voie să lovim sub centură, după ceafă, cu cotul sau cu palma deschisă, da? Vreau să fie o luptă corectă, suntem colegi și chiar este diferența foarte mare de greutate, cu siguranță va câștiga Alex, pentru că eu știu că este un puternic și un vingător. Box! E clar că nu a fost fake, asta a fost real. Da, da, da. Deci, din păcate ai vrut să-ți cu Alex, îmi pare foarte rău. Ți-i revanșa? Nu azi. Nu azi, ok. Tati, am făcut sparingul, din păcate ai pierdut. Nu-i nimic, data viitoare poate câștigăm. Mergem mai departe. Alex, profos, dacă poți să-i pui și tu o întrebare lui, îl spune și el ție, să stați puțin de vorbă că nu chiar la vestiar, da? Alex, mulțumesc că ne-ai vizitat. Oricum, frate, mulțumesc foarte mult de invitație și ție și tatălui tău. Mă bucur că sunteți alături de mine în acest demers. Am încredere că o să ajungi campion, o să fii campion. Ești deja un campion, atât de sacrificii faci. Și pot să zic, hai România! Hai România! Hai România! Gata, vă spun lumea, a fost Lucas, Alex, maestru, tata și faci și tu în continuare pe canalul meu de YouTube. Bah!